Imagini cu adevărat dramatice au fost surprinse la Spitalul Universitar din București. Pe lângă criza de paturi au apărut probleme și la morgă, acolo unde cadavrele nu mai au locuri în frigidere. Din cauza numărului mare de decese, conducerea spitalului a suplimentat sacii pentru trupurile neînsuflețite cu, atenție, 500 de bucăți. Între timp, zeci de bolnavi sunt tratați pe holuri și așteaptă eliberarea unui pat. Imaginile au fost filmate la morga Spitalului Universitar de Urgență București, unde se înregistrează 45 de decese pe zi. Din cauza numărului mare de decese, trupurile neînsuflețite nu mai au loc în frigidere. Nu mai sunt nici saci, așa că necesarul lunar de 100 a fost suplimentat cu aproape 500 de bucăți. Sâmbătă s-a înregistrat un număr record de morți în urma infecției cu COVID-19. Dintre cele 352 de decese, 40 au fost la Spitalul Universitar. Situația este critică și în cazul ambulanțelor care stau la cozi imense în fața unității medicale. În acest moment, la Spitalul Universitar sunt internați 400 de bolnavi de COVID-19, dintre care 100 suferă de forme grave. Nu mai există niciun loc liber, iar 10 de pacienți își așteaptă locul pe scaunele de pe holuri, unde primesc tratament și stau cu masca de oxigen. Efortul medicilor este din ce în ce mai mare în condițiile în care zilnic tot mai mulți pacienți depistați pozitiv ajung la ei mult prea târziu.